Haideți că s-a trezit și casa, Dima și Sabrina sărbătoresc. Sincer, m-a dus cu gândul că ar putea să o ceară Dima, pentru că am văzut că îi spunea ceva de minutul 90, că înainte să dea el ultimul gol din minutul 90, va trebui ea să-i dribleze și să ia mingea și să dea la poartă. Nu știu, m-a zăpăcit de tot Dima, nu mai știu dacă o cere, dacă nu o cere, dar surpriza este una foarte frumoasă. Sper să nu ceară în cadrul acesta și să mai aștepte un pic, chiar dacă știu că și-au dorit de mult acest lucru. Casa s-a trezit, l-am văzut pe Antonio extrem de fericit, îl întreba pe Zein cât de mult a băut aseară. Să știți că și Zein a băut și spuneau și băieții că i-a pus cineva două căni de ceva și că l-a dat ca pe un șat așa. Am văzut la bucătărie că Maria a mâncat singură, nu mai era nici Irina, nici Anemona prin preajma ei, nu știu. Fetele deja se pregătesc pentru petrecerea de afară, o să vedem ce va fi astăzi.